Salut! Claudiu insista să buim niște Eminem cu Without Me pe fundal, dar nu vreau să ne execute Vevo, așa că imaginează-ți că fredonez că it feels so empty without me și că vă zic că mi-a fost foarte dor de voi, așa cum știu că și vouă v-a fost de mine. Acestea fiind spuse, după o absență Newsex destul de îndelungată, avem ceva de recuperat. Deci, iată niște știri nu foarte fresh, dar musai de trecut în revistă. Asta până revenim la programul normal. Sex, Mankind Divided, Delay, divești proaste pentru toți iubitorii de neoane și haine dubioase. Deus Ex, Mankind Divided a fost amânat cu fix 6 luni, acum fiind programat să apară pe 23 august. Cei de la Square Enix au spus că nu au întâmpinat probleme în timpul developmentului, ci doar au nevoie de un pic mai mult timp pentru a se asigura că livrează o experiență de joc cât mai bună. Sperăm că asta înseamnă că nu o să vedem o altă lansare dezastroasă precum cea de la Batman Arkham Knight. Rămânem la același subiect, fiindcă Square Enix a fost ținta unui scandal monstru acum o lună datorită sistemului de precomandă pentru Deus Ex Mankind Divided. Știm deja cât de penibile sunt campaniile de pre-order, cumpără jocul de la Tanti Target și primești o pușcă verde, cumpără de la Nenea GameStop și primești una roșie. Ei bine, Square Enix a venit cu ceva și mai penibil, un sistem numit Customize Your Pre-order, unde puteai să-ți alegi ce item și ce misiune exclusivă vrei. Și dacă suficienți fraieri, adică gameri, aruncau cu banul, puteai primi acces la joc cu câteva zile înainte de lansarea oficială. E destul de evident de ce fanii s-au revoltat, având în vedere că tot conținutul se află deja în joc și nu avea niciun sens ca aceasta să fie exclusiv pentru cei care aleg o anumită opțiune de pre-order. Cei de la Square Enix și-au cerut scuze și au renunțat la această idee, tot conținutul exclusiv fiind acum disponibil pentru toți cei care cumpără. Da, e aici, a apărut, e real, Fallout 4 a fost lansat și, după ce l-am scos pe Dogmeat 2.0, nu ăsta este numele filmului, filmele n-are nume, la plimbare prin Boston am aruncat o geană peste câteva review-uri. Fallout 4 se prezintă bine, cu note ce variază între 85 și 100, varianta de PS4 având un scor de 87 pe Metacritic. Tot acest hype pe care Bethesda a reușit să-l genereze la E3 2015 se pare că a dat roade, Fallout 4 livrând numai puțin de 12 milioane de copii. Atenție, asta nu înseamnă că jocul a avut asemenea vânzări, ci că atât de multe copii au fost trimise către retaileri. Nu avem încă date oficiale despre numărul vânzărilor, dar cei de la Bethesda se așteaptă ca Fallout 4 să doboare recordul deținut de Skyrim, adică peste 20 de milioane de copii. Având în vedere că zilele astea și eu și cunoscuții mei ne-am tocit deștele cu el, nu m-ar mira să se întâmple asta. Rainbow Six Siege. Rămânem în zona lansărilor cu Rainbow Six Siege. Am aruncat un ochi pe Metacritic să văd cât de nervoasă mai este lumea pe Ubisoft și, spre surpriza mea, pot număra review-urile jocului pe degetele de la o mână. Se pare că francezii au învățat de la Capcom și de data asta nu au mai trimis review copies. În schimb, au organizat un eveniment în care presa era invitată să testeze jocul. În condițiile ideale și foarte limitate, bineînțeles. Nu este de mirare că mulți au refuzat invitația preferând să scrie recenziile după lansare, fără să le sufle Ubi în ceafă. Cu toate astea, cei care au pus mâna pe joc au numai lucruri bune de spus, Rainbow Six Siege fiind o combinație foarte reușită între clasicul SWAT 4 și Counter-Strike Global Offensive. Dacă va avea același succes pe scena de e-sport precum CSGO, rămâne de văzut. Just Cause 3 a fost lansat și așa cum ne-am obișnuit, problemele tehnice sunt cu duiumul, jocul rulând execrabil și pe configurații cu i7 și GTA 980. Cei care au fost binecuvântați de Sfântul Gaben și pot rula jocul fără probleme s-au ales cu unul dintre cele mai distractive shootere ale anului, dar noi, restul muritorilor, nu putem decât să injurăm pe cei de la Avalanche Studios sau să ne jucăm pe consolă ca niște oameni normali. Șoc! Groază! O să dai în behăială când vezi câți bani au ăștia! Activision a achiziționat studioul King, aka ăia care fac Candy Crush, pentru suma de 5,9 miliarde de dolari. Pentru a pune aceste numere în perspectivă, King a avut în ultimele 12 luni un venit de aproximativ 2,1 miliarde de dolari, iar Activision Blizzard 4,7 miliarde de dolari în același interval de timp. TLDR, căcălău de bani, oriunde te-ai uitat. Că nu ai deja vise umede cu Ewan McGregor și coșmarul cu Jar Jar Binks, cei de la Google se asigură că Star Wars este singurul lucru la care te vei gândi până pe 18 decembrie. Disney și Google au lansat o campanie de marketing foarte interesantă ce te pune să te alături fie rebelilor, fie imperiului.
și vei avea parte de interfețe diferite pentru diversele aplicații Google. Nu doar atât, dar vor exista și o grămadă de easter eggs care așteaptă să fie descoperită. Intră pe Google și caută Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away, o să iasă un rezultat foarte interesant. Oricum, cu mult mai interesant decât jucăriile care umplu toate rafturile din toate magazinele. În ritmul ăsta o să ajung să-mi iau merdenele de la Carrefour stampilate cu Chewbacca. Îți plac crimele, incestul și băile de sânge? Bă, nu i-am eu. Ultimul episod din primul sezon Game of Thrones, cel făcut de Telltale, nu vreo adaptare nouă a cărților, a fost lansat recent. Deci, în sfârșit, poți să le joci cap coadă fără alte așteptări. Dacă ar merge așa și cu cărțile, ce bine ar fi. Colega mea, Mafin, a făcut maraton cu toate episoadele. Pardon, doar cu 3, că după aia a adormit. Dar promite să revină pe weekend cu partea a doua. Primul Dota 2 Major, o serie de competiții realizate de Valve alături de diferite organizații, a luat sfârșit. Competiția a avut loc la Frankfurt și a fost produsă de SL. Acolo am văzut o luptă pentru 1,1 milioane de dolari dată între 16 echipe din lume, 8 invitate de Valve și 8 ce au fost trecute printr-o sesiune de calificare. Echipa nou formată, OG, a luat premiul cel mare, câștigând în fața celor de la Team Secret cu scorul de 3-1 într-o serie de tipul Best of 5. Pentru cei care nu sunt la curent cu scena pro, înainte să fie preluați de o organizație, OG se numeau Monkey Business și aveau fețe cunoscute precum Fly, No Tail sau Mirror. Dacă nu ai urmărit această competiție, dar ai chef de high quality Dota, îți recomand seria EG vs Team Secret din semifinală, unde am văzut un Ember Spirit cu 2 Rapiers. Rămânem în zona de eSports, data aceasta cu League of Legends. Sfârșitul sezonului 5 ne aduce încă o serie de League of Legends Worlds, ce anul ăsta a avut loc în 4 orașe europene, Paris, Londra, Bruxelles și Berlin. Câștigătorii incontestabili au fost băieții de la SK Telecom, ce au dominat complet de-a lungul competiției, ei pierzând doar un singur match din finala împotriva celor de la Q Tigers. Oricum, pretty entertaining stuff. Monstrul Frankenstein al celor de la Valve a fost lansat. Bineînțeles, aici mă refer la Steam Controller, ce este disponibil pentru public încă de la începutul lunii noiembrie. Chiar dacă noi nu am pus mâna pe jucăria celor de la Valve, am aruncat un ochi pe internet și lucrurile nu stau prea bine, majoritatea review-urilor fiind negative. Mulți se plâng că noul controller nu este foarte intuitiv, că poziția butoanelor A, B, X, Y este proastă și nu este confortabil să-ți întinzi degetele până la ele. Pe de altă parte, mulți laudă nivelul de customizare disponibil jucătorilor, literalmente orice funcție a controllerului fiind customizabilă. Chiar dacă pentru utilizatorul de rând noul controller este ca un Rubik's Cube, mulți jucători au reușit să se adapteze cu struțocăminile celor de la Valve și au realizat performanțe foarte impresionante în jocuri precum Dota 2 și CSGO. Voi v-ați luat, aveți un plan, știu că v-a fost dor de mine, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă plictisesc cu prezența mea, așa că îmi iau la revedere. Dar, nu înainte de TLDR, unde vă las cu chestii mișto. În descrierea emisiunii găsiți așa. Cum arată ediția de colecție a lui Fez cu tot cu vinilul A, cum se prezintă XCOM 2 și varianta board game a lui This War of Mine, plus detalii despre serialul Rambo pe care îl pregătește Sylvester Stallone, plus cum ar fi fost jocul The Avengers la care lucra THQ și care, bineînțeles, s-a dus naibii odată cu această companie. Și alte treburi, dar nu vă zic, dați click și vă lămuriți voi. Până la viitoare, întrebarea este una clasică. Ce vă mai jucați, domnule, zilele astea? Că, Doamne, nici nu mai știu de ce să mă apuc. Salut!